Macaraua care se află la locul deflagrației este bună pentru muncitorii care vor încerca să salveze bunurile mai mari ale locatarilor, ca de exemplu televizor, calculator și așa mai departe. Miercuri va ajunge din Germania acea macara care are și capacitatea maximă de 50 de tone, iar la înclinații mari 25 de tone. Pentru Zalău TV, Anca Părău.